este doamna Anca Crivăț, care este conferențiar universitar la Facultatea de Pistrăinie a Universității București, Catedra de Limba Spaniolă, la construire pe Aurel State, i-a îngrijit și prefața cartea, pentru a îmbogăți prefața, i-a cercetat lui Aurel State și dosarul de la securitate în arhivele CNSAS. Eu am făcut așa, am început cartea și m-am pus la prefață. Și este... se zice că trebuie să fie așa puțin cogenial. Acolo, vă rog din suflet să spuneți și povestea cu arsul. Da, da, da. Da, mulțumesc, mulțumesc. Doamnelor, domnilor, sunt emoționată să mă găsesc în fața unui public atât de numeros și de divers. Nu sunt obișnuită să vorbesc pentru atâta lume. Studenții mei nu sunt niciodată atât de numeroși. Și nici atât de interesat cum păreți să fiți dumneavoastră, vă mulțumesc anticipat. Am să încerc să fiu cât de scurtă se poate. În primul rând, aș vrea să-i mulțumesc domnului profesor, datorită căruia l-am cunoscut pe domnul State. Aș vrea mai ales să, pentru că s-a spus aici deja destul de mult despre biografia dumnealui, a Universitatea, vreau să spun. Aș vrea să sintetizez repede și să vorbesc mai mult despre carte, pentru că și are o istorie foarte interesantă. În primul rând, ați văzut, Universitatea a făcut frontul, a plecat la 21 de ani, ca elev, pe frontul de răsărit. A luptat în Crimea, a participat, acoperindu-se de glorie, la luarea Sevastopolului, a fost decorat cu Virtutea Militară, cu Crucea de Fier și cu Ordinul Mihai Viteazu. Apoi, sigur că știți soarta războiului, o cunoașteți din cartea de istorie. A căzut prizonier în aceleași locuri în care se acoperise de glorie cu câțiva ani în urmă, doar că între timp a luptat, a dus lupte importante, a dus lupte importante împotriva partizanilor ca voluntar. Asta a făcut ca în momentul în care a căzut prizonier să aibă un dosar consistent, să fie citat în fața justiției sovietice și să fie condamnat pentru crime de război. Aurel State a fost revoltat de acest procedeu, pentru că, spune el undeva în carte, s-a expus morții la fel ca și adversarul și niciodată nu a făcut vreun rău celor fără apărare, adică populației civile. Dramatic este faptul că mulți dintre cei pe care i-a întâlnit în aceste lupte au depus mărturie în favoarea lui și constata cu amărăciune autorul Drumului Crucii, când s-a întors în țară și a fost judecat și apoi încarcerat, s-au găsit destui martori mincinoși care să depună împotriva lui. Martorii care l-au susținut fuseseră caucazieni, ruși, în sfârșit, în vreme ce cei care au depus împotriva lui fuseseră români. Vom trece peste rapid, încerc să trec peste acest episod. S-a întors în țară din prizonierat după ce, așa cum v-a spus și domnul profesor Petrișor, a participat la Vorkuta, la organizarea de greve împotriva puterii sovietice. S-a întors în 1955, împreună cu un grup mare de ofițeri care căzuseră prizonieri. Așteptau cu toții trecerea Prutului ca pe o izbăvire, iar la graniță, pe malul celălalt al Prutului, pe malul nostru, îi așteptau dubele securități. I-au luat, i-au transportat la București, i-au lăsat într-o relativă libertate. A ajuns la București în 18 decembrie 1955, în 19 ianuarie avea deja dosar la MEAI. Am toate aceste date pe care vi le voi furniza de acum înainte din studierea arhivelor CNSAS. Avea deja dosar în care scria criminal de război, un elictor împotriva puterii sovietice și a regimului socialist din România. Închipuiți-vă acum cum puteai să lupți împotriva puterii sovietice, tu, un ofițer, nu mai vreau să mai vorbim despre absurdul acestor situații. Se înscrie la facultate, dă examen la facultate, intră primul la limba germană și după prima sesiune, după sesiunea din iarnă, este arestat, judecat, pentru că a participat la organizarea înmormântării prietenului său de prizonierat, George Fona, de care a legat o intensă și foarte frumoasă prietenie, descrisă în cuvinte tulburătoare în carte. Urmează ceea ce v-a povestit domnul profesor, îngrozit că sub tortură, și ați văzut ce putea însemna tortura, îngrozit că sub tortură ar putea să dea numele unor prieteni cu care până la urmă nu făcuse decât să se întâlnească și să stea de vorbă. Se aruncă de pe închisoarea, de pe acoperișul închisorii de la Uranus, dobândește, dacă pot să zic așa, o serie întreagă de fracturi, erau peste 100 în orice caz, l-au strâns, l-au cusut, l-au recondiționat și l-au adus la proces în Cârje, acolo l-au condamnat, firește, după care au urmat ani de închisoare. 5 ani. Da. Până în 64. Până în 64, când s-a pronunțat, știți că nu există, de fapt nu s-au păstrat documentele care arată dacă a fost o grațiere, dacă a fost o amnistie, nu s-a păstrat acel act oficial prin care deținuții politici au fost eliberați în 1964. S-a eliberat ultimul lot de deținuți pentru că nu a acceptat reeducarea și pentru că, într-un moment tulburător în care colonelul Crăciun, această, mă rog, fiară abominabilă, nu știu, nici nu am cuvinte să-l caracterizez, l-a scos de la izolare în Cârje, bineînțeles, încercând să-l insulte pentru că nu acceptă să-și facă reeducarea, deci nu acceptă să spună că a fost criminal, că a fost condamnat pe bună dreptate, că recunoaște realizările regimului socialist. Refuzând deci reeducarea și întrebându-l colonelul Crăciun în fața curții pline de deținuți de ce o face, Aurel State este în față pentru că singura mea grijă este să rămân om, în timp ce grija noastră este să vă căpătați epoletul de general. Acesta a fost Aurel State. Cartea. Bun, după ce iese din închisoare, face facultate, este profesor de germană, scrie această carte, traduce împreună cu distința sa colaboratoare, Liliana Mărâncioiu, un volum de versuri, traduce împreună cu un profesor Petrișor, Dada Totașia. Cartea. Cartea pe care vă invităm să o citiți a fost scrisă, terminată din câte deduc și din mărturii orale și din citirea documentelor CNSAS, care vă spun este o încercare pe care nu o doresc nimănui. A fost terminată, deduc, la un moment dat, între 73-74. Și trimisă în Franța, cred că prin dumneavoastră de profesor totuși, pentru că n-am reușit să aflăm, securitatea n-a reușit să află, la CNSAS nu scrie. Trimisă în străinătate la un moment dat al anului 1976. Securitatea deschide din mai 1976 dosar de urmărire penală sub nume de cod. Și este urmărit în permanență. Ei au o bănuială. Pentru că spun că se deschide acest dosar pentru a se studia dacă nu are preocupări pe linie literară, descrierea unor cărți, a unei autobiografii. Dintr-o convorbire telefonică a domnului profesor Petrișor cu scriitorul Ovidiu Cotruș, securitatea află că cartea a existat, exista și că a fost trimisă în Franța și că un exemplar se găsea la scriitorul Marin Preda, cu societatea scriitorului Marin Preda, prin Mircea Igonescu, înțeleg, care era pe atunci director la Cartea Românească. și care avea faima că publica multe lucruri care nu erau foarte pe linie. Sigur că în momentul în care convorbirea telefonică confirmă datele, mă rog, suspiciunile securității, începe prigoana, începe căutarea manuscrisului, care a durat până la moartea autorului și pe care n-au reușit, de fapt, să-l găsească. Atât era de eficace securitatea de care ne-am temut cu toți. Au reușit însă să terorizeze multă lume, bineînțeles, cu procedele obișnuite. Au făcut nenumărate percheziții, am aflat chiar astă seară că la domnul Demosten Andronescu s-a făcut în perioada respectivă o descindere inopinată, răscolindu-i casa sub un pretext oarecare, dar de fapt probabil căutau această carte. L-au chemat în nenumărate rânduri pe Aurel State la securitate, întrebându-l punctual, bineînțeles, cine a dactilografiat cartea, în câte exemplare, unde, când, cui a fost dată pentru a o trece peste graniță și prin cine. La toate aceste întrebări, domnul State a răspuns că nu știe. Nu știu, a spus. Nu îmi amintesc. Și a ținut această replică ani de zile. Nu îmi amintesc. Și nu știu. Nu știu câte... Nu știu cum o chema pe dactilografă, era probabil o femeie mai tânără decât mine, nu știu cum se numea cel care mi-a trimis cartea, mi-a trecut cartea în Occident. Un poem a fost și de un profesor Petrișor, care a chemat la securitate pe aceeași temă, le-a ținut securiștilor o lecție de arta romanului, le-a spus că dumnealui, domnul profesor Petrișor, l-a avertizat pe Aurel State, cum că nu există destui antieroi în carte, cum că naționalitățile pe care le-a diferitele naționalități, deținuți prizonieri ai diferitelor naționalități pe care le-a întâlnit în lagăr, nu sunt suficient de bine caracterizați conform culorilor locale și alte lucruri de felul acesta, care cred că i-au încântat pe securiști, care numai asta așteptau să vadă care sunt defectele acestui roman. Au făcut presiune asupra lui Marin Preda să-l dea, dar, citesc din memorie, fiind cunoscută atitudinea pe care scriitorul Marin Preda o are față de astfel de cereri de ale noastre, acțiunea a rămas fără succes. Când a murit Marin Preda, în mai 1980, securitatea, bineînțeles, a prezentat la fața locului, a confiscat toate manuscrisele pe care le găsea, printre ele și cartea lui Aurel State. Și în acest moment, securitatea a crezut că va pune mâna pe ea. Ei bine, nu. Pentru că sistemul comunist are digestia lui, molohul are o digestie dificilă și complicată și ca atare hârtiile circulă pe căi nebănuite. Ca atare, dactilograma a ajuns la Consiliul Culturii și Educației Socialiste, de unde nu mai era chiar așa de legal să o trimis la securitate. Directorul a zis că o să-i avertizeze când o să o trimită, deci, bref, securitatea nu a pus mâna niciodată pe acest volum. În 1983, 19 noiembrie, Aurel State a trecut la cele veșnice. La sfârșitul aceleiași luni avea să se publice și cartea la Freiburg, la editura Corezii, cu o prefață de Remus Radina, care vorbește despre destinul occidental al cărții, dacă pot să spun așa. Cartea a stat, spune el, pe rafturi prăfuite timp de aproape 6 ani și a fost în sfârșit publicată, doar prima parte a memoriilor, a fost în sfârșit publicată în anul politic al deținutului român, 1983. Suspiciunea mai am... A fost tradusă în germană? Nu, în românește. În românește a fost tradusă. Suspiciunea scriitoarei Ileana Mănăcior, scuzați-mă, este că, aflând de faptul că Drumul Crucea avea să fie publicat, securitatea a grăbit moartea lui Aurel State. Este un lucru pe care nu îl putem proba, bineînțeles. Asta e istoria cărții. Am mai apărut într-o ediție completă de data aceasta, cele trei părți publicate în două volume, în anul 1993, la editura Litera, sub îngrijirea doamnei Liliana Mărâncioiu, și aceasta este a treia ediție care cuprinde textul integral, un fotodocumentar, o postfață scrisă de Marcel Petrișor și Răzvan Codrescu, o prefață, am mai adăugat niște note și cred că am epuizat structura cărții. Cum am lucrat? Am respectat textul așa cum l-am găsit prin confruntarea edițiilor și prin confruntarea unor materiale pe care le-am primit de la domnul Marcel Petrișor. Am adăugat note de subsol, nu foarte multe, și am scris un studiu introductiv care spune mai pe larg povestea pe care v-am spus-o, cred că destul de pe larg și acum. Nu vreau să vă rețin. De ce ar trebui să citim această carte? De ce ar fi frumos și interesant să citim o astfel de carte la aproape 70 de ani după încheierea războiului și la 20 și ceva de ani după căderea comunismului? Răspunsul este la îndemână, după toate câte le-ați văzut și le-ați auzit în seara aceasta, pentru că este un model, oferă un model de eroism, într-o vreme când nici modelele, nici eroismul nu sunt prea frecvente. Asta pe de o parte. V-aș sugera, dacă veți citi, o cheie de lectură poate mai specială. Sigur, Aurel State are o biografie eroică, sigur, curajul, cavalerismul, rectitudinea morală, toate acestea sunt virtuți mari care, cum spunea și prietenul nostru, Lucian D. Popescu, reprezintă probabil amprenta Duhului Sfânt. Tot această amprentă cred că poate fi găsită într-o tonalitate a cărții care este mai puțin evidentă și care devine mai clară la o lectură foarte atentă. V-aș ruga, dacă citiți, să observați candoarea acestui scriitor. Un lan de maci peste care mitralierele trag foc continuu și ucid nenumărați oameni. Și macii rămân în continuare în picioare și tremură corolele deasupra acestui mancel. O mamă îndurerată care, văzându-și copilul întors din prizonierat, hăituit de gânduri și bătuit de coșmarul, îi amintește să-ți spună rugăciunile copilăriei. Această latură, iertați-mă, această latură, îmi cer scuze pentru emoție, această latură a candorii este și ea o amprentă a celui care de deasupra l-a vecheat vreme îndelungată pe Aurel State și a răspuns la rugăciunile mamei lui. Sunt încredințată de asta pentru că de multe ori cele slabe și cele neputincioase ale lumii acesteia sunt mai puternice decât cele tari și viguroase. Am multe mulțumiri de îndreptat către cei care au ajutat la apariția acestei cărți. Mai întâi domnul profesor Marcel Petrișor, care s-a implicat foarte mult, fără rezerve, în publicarea ei. Sper să nu uit acum pe nimeni. Tuturor celor care au pregătit edițiile anterioare, au lucrat la edițiile anterioare și care au fost de un ajutor inestimabil. Și aici, în special, se cuvine o mulțumire apăsată doamnei Ileana Mănăcior. Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității, care mi-a pus la dispoziție cu mare promptitudine documentele de care am avut nevoie, Fundației Rost și Fundației și domnului Claudiu Târziu, Fundației Sfinților Închisorilor și domnișoarei Maria Sinte, fără de care cartea nu ar fi putut apărea, maestrului Dan Puric, care ne-a găzduit cu atâta răbdare și generozitate în seara aceasta și, nu în ultimul rând, dumneavoastră. Vă mulțumesc!